cel mai cunoscut obiectiv turistic din reședința de județ. Pentru ca acest obiectiv să fie cât mai bine pus în valoare, municipalitatea din Deva a accesat un proiect cu finanțare europeană pentru finalizarea reabilitării cetății, mai exact fiind vorba despre incinta 1 a monumentului medieval. Contractul de execuție a fost semnat, s-a dat ordinul de începere a lucrărilor, vineri va avea loc predarea amplasamentului, iar de luni, 18 octombrie, va începe reabilitarea efectivă. Conul vulcanic, incintele 3 și 2 au fost reabilitate în urmă cu mai mulți ani pe fonduri europene și a rămas incinta 1, adică miezul cetății, nereabilitat. Pe ultima 100 de metri am reușit să accesăm fonduri europene, am semnat contractul de finanțare pentru a reabilita și incinta 1. S-a semnat contractul de execuție, am dat deja ordinul de începere a lucrărilor, mâine voi fi prezent la predarea amplasamentului și de luni va începe organizarea de șantier. Deci se intră în linie dreaptă. Termenul de finalizare al lucrărilor de reabilitare a incintei 1 de pe cetatea Deve este prevăzut pentru primul trimestru din 2023. Primarul Florin Oancea este convins că de atunci încolo, prin evenimentele ce se vor desfășura pe cetate și la poalele ei, numărul celor care vizitează Deva se va dubla. Vor începe lucrările, iar sperăm ca la începutul anului 2023, când se vor finaliza, e clar că cetatea Deve, așa cum la Hunedoara, castelul, este principalul obiectiv turistic. În Deva, cetatea este principalul obiectiv turistic al orașului. O redăm în întreaga ei amploare și devenilor, dar și vizitatorilor și m-aș bucura și turiștilor, adică acelor care nu stau în Deva, vin în Deva și înoptează în Deva. Vor fi marea majoritatea evenimentelor pe cetate și la poalele cetății, deci practic vom genera foarte multe evenimente și sunt convins că numărul vizitatorilor și turiștilor se va dubla. În paralel cu reabilitarea incintei 1, de luna viitoare vor începe și operațiunile de înlocuire a telecabinei de pe cetate. Cea nouă, având o capacitate aproape dublă față de cea actuală, urmând a fi pusă în funcțiune în luna martie a anului viitor. Avem un alt proiect, sperăm ca până în luna decembrie să înlocuim actuala telecabină, care este uzată și fizic și moral, cu o nouă telecabină de capacitate aproape dublă, de la 16 locuri la 30 de locuri, va fi ultramodernă și va deveni funcțională începând cu luna martie a anului 2022. Pe perioada lucrărilor, inclusiv la cele de la telecabină, accesul turiștilor pe cetate va fi permis, dar nu și în perimetrul în care se fac operațiunile de reabilitare. În această perioadă în care vor fi lucrări, vizitatorii vor avea acces pe cetate cu sau fără telecabină? Deci vor avea acces pe cetate, mai puțin în zona în care este organizarea de șantier și unde vor începe lucrările. Unde încep lucrările, e clar că nimeni nu are voie să meargă. Mai multe pe această temă, dar și despre alte subiecte interesante privind activitatea administrației publice locale din municipiul Deva, puteți afla urmărind emisiunea La Subiect, difuzată de postul nostru de televiziune, imediat după buletinul de știri. Emisiunea mai poate fi urmărită atât pe pagina de Facebook, cât și pe canalul de YouTube al postului de televiziune 1TV Deva.